Ea însă are vacanța acum una bine meritată și asta pentru că a avut parte și de un an plin de studii și de provocări. Vorbim despre îndrăgita noastră Geta Burlacu, este alături de noi. Salutare și bine ai venit, știi? Vara e vacanță pentru tine, așa, în adevărat sensul cuvântului. Da, știi, da? Pentru prima dată eu îmi dau seama că da. Vara, din nou, pentru mine este o vacanță lungă. Grai de 3 luni. Ca la școală. Cred că pentru prima dată, nici la școală, nu am citit atât de mult în vacanță și îmi dau seama că o bucată mare din timpul meu, din viața mea, n-am mai avut poftă să citesc, n-am mai putut să iau în mână o carte, n-am mai putut privi un film și acum, nu știu, parcă... S-a deschis, exact, s-a deschis drumul. Nu pot să mă satur de cărți, nu pot să mă satur de lucruri interesante pe care le descoper în fiecare zi. Tocmai de asta ai fost în vacanță. Oamenii pleacă în vacanță să facă plajă, să mănânce, să nu știu ce. Geta a fost în vacanță să-și ia cărți. Am fost în vacanță să-mi iau cărți. Nu pot să numesc că e o vacanță ca să mă duc să-mi iau cărți. Știi de ce am fost? Am fost la Odessa, da, într-adevăr, pe 2 zile la mare. Nu, nu se vede absolut deloc. Asta sunt imagini din Londra. Ajungem exact. Și acolo? Da, ajungem și acolo. Și des ajungem acolo. Pentru că acolo sunt copiii mei. În Odessa, într-adevăr, am fost să-mi cumpăr cărți. Acolo găsesc multe cărți care îmi prind bine. Pentru viitoarea mea profesie. Așa, deci tu pe bune chiar te vezi da, cu un salon? Eu chiar mă văd psihoterapeut, foarte sincer eu îți spun, cu psihoterapie de grup și cu cantoterapie și cu yoga terapie și cu dance terapie și cu cărțile metaforice și cu psihoterapie de familie și așa mai personalizat. Da, mie la nebunie îmi place tot ce fac eu acum. Știi, în 2 săptămâni sau într-o săptămână mă maturizez de tot și mi-am propus să-mi fac o listă de lucruri ce ar însemna pentru un om maturizare. Știi, este așa o frază. Atunci când eram mic, vroiam să cresc mare și să devin matur. Atunci când am crescut, mi s-a părut că maturii nu există. Și, de fapt, atunci când înțelegi că te maturizezi, atâtea lucruri devin transparente, gustoase, firești, simple, corecte. Și asta o să scriu despre asta, acum. Da, și vreau să scriu despre asta în scurt timp. E minunat, uite, e fenomenal trecerea asta ta. Cumva, oricum, trecerea de la muzică și prin sesiunile de muzică și meloterapie pe care ai mai făcut-o, asigura trecerea asta de la muzică la o carieră în psihologie și psihoterapie. Eu sper să am o carieră așa cum îmi visez, pentru că, într-adevăr, la nebunie îmi place ceea ce fac și îmi dau seama că este absolut necesar pentru mulți din noi, doar că trebuie să mă strădui din răsputeri să nu fac psihologie sălbatică. Mm-hmm. Ce înseamnă asta? Să mă dau mare psiholog. Aha. Cu oricine. Exact, cu oricine, cu cine mă întâlnesc, să vorbesc, tot să mă dau cu părerea. Cred că asta tot vine cu maturitatea, să-ți dai seama că ai o părere și poate părerea ta este mult mai bună sau mai corectă decât altcuiva și să taci. Mm-hmm. Să taci până nu ești întrebat. Da, asta e așa de greu pentru o femeie, să tacă. Nu e greu. Nu? Când prinzi gustul, nu e greu. În Londra, uite, în Londra ai fost să-ți vezi copiii. De acum, de când tu faci studii, citești cărți, îți înțelegi mai bine copiii decât înainte? Da. Pentru că am învățat nu doar să ascult, învăț să aud prin ceea ce ascult. Învăț nu doar să ascult, să aud, dar și să văd, cum ar spune, printre rânduri, să citesc din non-verbal. Încerc să mă conectez și să-mi ascult intuiția cu mintea liniștită. Până acum aveam senzația că trăiam cu o minte nebună, știi, este așa o noțiune, minte nebună. Și atunci când înveți un pic să-ți liniștești gândurile, îți dai seama că
ești de fapt pe același cal nebun, dar încerci, da, să-l îmblânzești. Îți mulțumim pentru atâtea sfaturi și cred că în curând putem să deschidem și o rubrică mică, Cabinetul Getei. De ce nu? Draga noastră, e timpul. E timpul, e timpul să vă cânt? Da. Cum crezi tu atunci când chiar o să fiu un psihoterapeut cu actele în regulă? O să mai cânt? O să mai vreau să cânt?